Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Ecoul Sportului. Vorbim în această seară despre tenisul moldovenesc, tenisul național autohton, un produs care în acest an 2016 a devenit unul lider în sportul național. Radu Albot ne-a dus bucuria în această săptămână calificându-se la Jocurile Olimpice, fiind o premieră pentru tenisul nostru. Tot el a reușit să ajungă în runda a doua la Wimbledon, un turneu de Grand Slam, și tot Radu Albot este cel care a reușit să intre în top 100 mondial al celor mai buni tenismeni din lume. De asemenea, tot la sfârșitul săptămânii precedente, tot în aceste zile de vară frumoase, selecționata națională Under 18 feminină a reușit să se califice la campionatul european pe echipe care va avea loc în Spania. Așadar, vorbim în această seară cu reprezentanții familiei tenisului din Republica Moldova, domnul Vladimir Albot, tatălui Radu Albot, și două tenismene din lotul național Under 18, Adriana Sosnovski și Vlada Medvedkova. Bine ați venit la Ecoul Sportului! Bună seara! Radu Albot, simbolul tenisului național, jucătorul de care se leagă mai toate, nu știu, visele și obiectivele tenismenilor din Republica Moldova. Când spunem tenis în Republica Moldova, spunem practic Radu Albot. Ce înseamnă acest fenomen pentru țara noastră, domnule Albot? Bună seara! În primul rând, mersi mult că m-ați invitat la această emisiune. Tenisul, desigur, la momentul dat este un sport în Republica Moldova care arată mare performanță. Sunt foarte bucuroși de fete care s-au calificat în runda principală a tenisului de vârsta de 18 ani. Deci, știți, de la început nu chiar credeam că Radu se va califica la Jocurile Olimpice. Era pentru noi un tunel care se vedea în spatele lui o luminiță albă. Și zi cu zi, deci meci cu meci, turneu cu turneu, ne deplasam tot mai aproape de luminița aceasta, mai aproape, și în sfârșit am ajuns la aceste Jocuri Olimpice care sunt mult așteptate. Da, desigur, calificarea a fost, zicem, aproape printre ultimii, n-a fost chiar pregătit bine, zicem, moral și fizic, deci că până în ultim moment nu credeam că vom nimeri acolo și putea puțin altfel să programeze turneile și pregătire către acest turneu. Adică Jocurile Olimpice. Dar totul ok, până s-a primit totul bine, a plecat, a ajuns ieri noapte acolo la Jocurile Olimpice, s-a cazat, stă într-o odaie de două paturi, mâncare e normală, l-au întâlnit, eu l-au oferit cazare și tot ce trebuie pentru a se pregăti de Jocurile, către Jocurile Olimpice, anume proba de tenis. Tragerea la sos va fi mâine, deci noi stăm cu emoții și cu pumnii strânși și vedem cum va fi acest eveniment, cum va dura acest tragere la sos. Meciurile încep 6-7 august. Noi am rugat, fiindcă s-a primit așa târziu calificările, să pună meciurile pe 7, să aibă cât măcar o zi pentru această pregătire. Emoțiile principale vor fi și data de 5, când va fi deschiderea. Vă închipuiți cu lotul Moldovei, cu țara Moldovei, cu drapelul în frunte, toți sportivii noștri care sunt acolo, care vom ține pentru ei, pentru toți, pumne, și vom fi siguri că vor aduce medalii pentru Republica Moldova. Va fi și rad în această echipă strânsă, unită, și vor defila la această deschidere în Rio de Janeiro. Adriana, Vlada, ce înseamnă pentru voi această calificare a lui Radu Albot la Jocurile Olimpice? Jocurile Olimpice care este cea mai importantă competiție sportivă care există pe mapamond. Orice sportiv când se apucă să facă sport își dorește cândva să ajungă la Jocurile Olimpice. Ce înseamnă pentru voi acest lucru? Eu, sincer, când am aflat că Radu Albot a venit la Jocurile Olimpice, ne-am bucurat foarte mult. Sincer, foarte, foarte mult și felicitările mele. Mersi mult! Și, adică, Radu Albot pentru noi este un exemplu extraordinar. Eu, adică, știți cum până acum nimeni din tenismenii noștri n-a avut așa rezultate. Și mereu te gândeai, adică, Moldova poate nu are așa posibilități, nu are copii, adică, talentat. Și tot așa, talentați, da. Și când vedem așa un exemplu, adică chiar începi să crezi că voi reuși și eu și... Adică toți sportivii care la noi au posibilitatea aceasta și eu tot foarte mult îmi doresc să ajung acolo unde ajung și Radu. Rada. То, что Радо Албот попал на Олимпийские игры, это огромное достижение нашей страны. Мы за него безумно рады, мы желаем ему успехов.
Я думаю, что сейчас все молдавские теннисисты берут пример с него, и у нас появился стимул, мы тоже хотим попасть на Олимпийские игры. Chiar apropo, astăzi și Rafael Nadal a confirmat că va reprezenta Spania și a zburat și el spre Rio. De ce nu înduiel cu Rafa Nadal? Păi de ce nu? Mă rog, Rafa Nadal a fost puțin traumat, dar până la urmă a reușit să se refacă și va participa la aceste Jocuri Olimpice. Și va participa la trei probe. Proba de single, proba de dublu și proba de mixt. Vreau să spun, să fac încă o paranteză în privința tenisului octocton. Deci această promovare la Radu la Jocurile Olimpice va fi și pentru copiii noștri, pentru următorii tenismani care vor veni mici, vor veni în tenis, o să aibă o reper, care se vor ortinde să ajungă și ei acolo sus, pas cu pas, și să ajungă totuși în prima sută mondială, care este nu chiar așa de ușor, dar totuși până la urmă am reușit să ajungem acolo, zi cu zi, antrenamente, grele care au dus aceste mari performanțe. Vom vorbi despre toate aceste lucruri și cu fetele și cu dumneavoastră ce înseamnă să susții un tenismen să ajungă la astfel de performanțe. Mai întâi avem și declarațiile atât a lui Radu Albot cât și a Marinei Tauber, președintele Federației de Tenis din țara noastră, care în ajunul plecării la Rio au fost în vizită la Ministerul Tineretului și Sportului, dar mai avem și o altă noutate importantă. O altă sportivă a reușit pe ultimii metri să prindă calificarea la Jocurile Olimpice la proba de halter. Calificat pe ultima sută de metri la Olimpiada de la Rio, Radu Albot este gata să cucerească continentul sud-american. Înainte de plecare, singurul tenismen moldovean care ajunge în premieră la Olimpiadă a trecut pe la ministrul tineretului și sportului Victor Zupcu. Acesta a ținut să menționeze că este o performanță istorică pentru tenisul moldovenesc, dar și pentru viitorii sportivi care îi vor călca pe urme. Jocurile Olimpice reprezintă un indicator important pentru ramură. Și faptul că Radu este primul sportiv moldovean care intră în lumea mare a tenisului este un lucru frumos și sper și motivațional pentru tânăra generație care au ales să practice această ramură de sport. Obținerea cotei olimpice l-a ținut pe Radu Albot multă vreme în suspans, dar până la urmă a fost o surpriză foarte plăcută și mult așteptată. Am fost destul de surprins pentru că a durat foarte mult până am intrat eu la Olimpiada. S-au retras câțiva sportivi înaintea mea și datorită acestui fapt am posibilitatea să plec în Rio și sunt desigur foarte bucuros că voi pleca și voi putea reprezenta țara pentru prima dată la Jocurile Olimpice. Surprins de obținerea cotei a fost și președintele Federației de Tenis, Marina Tauber. Pe ultima sută de metri acest vis a devenit realitate. Noi cu toții deja nici n-am crezut că putem să obținem această cotă. Președintele forului de profil speră la un rezultat mare, însă spune că doar faptul că Radu a ajuns la Olimpiadă deja este o performanță pentru tenisul din Moldova. O să ținem pumnii și sperăm numai la victorie și rezultate bune, dar cred eu deja faptul că participăm la Jocurile Olimpice pentru prima dată și în premiere este un rezultat istoric și foarte simbolic pentru tenisul autohton. Radu Albot spune că merge la orice turneu pentru a câștiga, iar la Olimpiadă sportivul nostru are aceeași țintă, victoria. Mereu când plec la orice turneu mă gândesc să câștig, deci la fel și aici încerc mereu să câștig. Jocurile Olimpice de la Rio vor începe pe data de 5 august, iar Moldova va fi reprezentată de 23 de sportivi. Reprezentanta Moldovii la halterii, Natalia Priscepa, în vârstă de 26 de ani, va concura la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro în categoria de greutate până la 69 de kilograme. Acest lucru a fost decis de Federația Internațională de Halteri și a fost posibil în urma suspendării pentru dopaj a două sportive din Rusia. Anterior au fost obținute 5 bilete olimpice de acreditare, dar întrucât 6 halterofili moldoveni au căzut testul antidoping în 2015, Federația de Profil a oferit numai două locuri lotului nostru, care este reprezentat la Rio de Alexandru Șpac și Sergiu Cechir. Republica Moldova va fi reprezentată la Jocurile Olimpice de un număr de 22 de sportivi. Am revenit în studioul emisiunii Ecoul Sportului. Vorbim în această seară despre tenisul moldovenesc cu Vlada Medvedkova, Adriana Sosnovski și domnul Vladimir Albot.
despre calificarea lui Radu Albot la Jocurile Olimpice, cât este de greu să ajungă un sportiv de performanță. Cu siguranță acest lucru o știu deja pe pielea lor și tinerele noastre sportive. Dar spuneți-le, domnule Albot, cât a fost pentru familia dumneavoastră de greu ca Albot Radu să ajungă la un asemenea rezultat? Câte nopți nedormite? Deci când a făcut primii pași în tenis la vârsta de 6 ani, era ca o joacă pentru el, adică o distracție pentru noi. Era principalul, știți, mingea să fie aruncată pe partea cei de plasă. Și deci chiar uneori el rugam să bată mingea la perete și el, data nu vreau la perete, vreau peste plasă. Tu, în primul rând, învață să-ți ține paleta bine, pali mingea pe urmă să joci la plasă. Nu, și de ce ești până acum nu iubești să joace la perete? De vremea joacă numai peste plasă. Da, și deci începând la 10 ani am decis să mai serios ne ocupăm cu acest sport, fiindcă era foarte activ. Orice mișcare, orice lucru îl făcea în alergări. Adică ceva să aducă, ceva să... Chiar și la școală era fuga permanent cu multă energie. Deci am decis să se ocupăm puțin mai serios cu acest sport. Și am început, în afară de tenis, să facem și pregătire fizică și am văzut că se primește, zi cu zi, se primește mai bine și mai bine și mai bine. Deci am decis să ne ocupăm chiar la nivel de profesionalism cu acest sport. Și vine că se primește tot așa mai bine. Se primește, dar cât de costisitor este pentru familia dumneavoastră și pentru toate familiile din Republica Moldova care au sportivi, nu doar tenismeni, pentru că nu este ușor și în alte ramuri sportive. Da, ar fi bine de spus, da, într-adevăr, e costisitor, dar ar fi bine de spus că avem și ajutor din partea Ministerului Sportului, din partea Federației de Tenis. Acum, în ultimii ani, în ultimii 5-6 ani, dar... Păi și când era mic, permanent, fiindcă și acum este un anunț la școala de tenis care copiii stau pe primele locuri, le dă terenuri gratis, le dă mingi, le dă gratis, adică posibilitatea să antreneze gratis, asta tot mult înseamnă. Deci pentru performanță este și răsplată. Da, de asta este și fiecare copil se stăruie să arate ceva performanță. Da, foarte mult costă turneile care trebuie să plecăm la ele, deplasarea, cazarea, așa mai departe. Dar pas cu pas ne stăruim cât de cât să ne îndurăm aceste greutăți. Apropo de turnee, despre deplasări și despre tot acest greu al banilor, cum este la voi, Vlada, Adriana? Cum suportă părinții toate aceste lucruri? Deci, ca pentru mine, tenisul este un sport foarte scump. Și da, sigur că noi avem ore la școală de tenis ca să ne antrenăm, mai avem și careva deplasări cu care ne ajută, dar totuși, majoritatea și tot anul, noi avem nevoie de părinți care o să ne susțină și o să ne ajute în planul financiar și este destul de greu. Părinții lucrează de da. Dimineața, lucrează până dimineața până seara și tot se duce în tenis, că este foarte scump și mereu plecările astea cu avionul și turnee și... Iar dacă nu participi la turnee, nu aduni puncte și practic nu existi. Da, nu te dezvolți, nu ai posibilități nici să joci turnee care sunt la un nivel mai înalt și mereu stai pe un loc. Deci ai nevoie de o sumă anumită și destul de mare ca să ajungi cât mai sus. Конечно же, для того, чтобы иметь результаты, нужно иметь возможности ездить по турнирам, ведь чем больше турниров, тем лучше результаты. И, конечно же, на данный момент пока что меня спонсируют полностью родители. Это и правда очень тяжело, но они стараются как могут, и я стараюсь их обрадовать своими результатами. Ați încercat să faceți un alt sport până să alegeți tenisul? Sau în paralel cu tenisul? Sincer, nu. Adică de mică, de la 5 ani, tatăl meu era pur și simplu așa, adică, da, fanat, așa ca un... Tenis, nu trebuie să ne ducem la tenis. Deși dumnealui, trebuie să spunem, este antrenorul principal al clubului de fotbal, Mircea da, Miortei, domnul Adrian Sosnovski, pe care îl și salutăm, a fost membru al echipei naționale, a fost jucător la Zimbru, la Mircea, iar el, un mare fotbalist, iar fetița sa o ducea la tenis. Da, adică el de mică vrea că eu să mă ocup cu sport și m-a dus la tenis și mi-a plăcut foarte mult. Și de atunci, știți cum era ca un hobby, doar așa, pentru mine ca să alerg, eu un pic să exercite ceva, dar apoi
Adică am intrat și eu în asta, și mama, și tata, și toată familia. Am intrat atât de adânc, că știți cum nu mai putem fără tenis. Și apropo, și mama ta de asemenea joacă foarte bine tenis. Da, am avut ocazia să o văd la turneele de amatori, câștigând turnee. Da, da, noi toată familia este foarte sportivă și, adică, chiar și bunii și toți mereu mă susțin, adică eu când vin uneori în ospiție, eu mă uit că toată lumea se uită la tenis și wow, super! Tu, Vlad, ai încercat alte sporturi? Poate fotbal, handbal? Нет, я занималась только теннисом, начала заниматься в 6 лет. Так получилось, что я живу рядом с теннисными кортами, и когда я была маленькая, с мамой ходили гулять, и мы все время проходили мимо этих кортов. И в один день мне просто очень захотелось туда пойти, я вцепилась руками в сетку, и я сказала маме, все, я хочу туда. И мама меня отвела, и сначала, да, это было как, больше как хобби, но я думаю, годам к 11-12, когда я начала принимать участие в местных турнирах, когда я поняла, что мне это очень нравится, тогда я уже поняла, что я хочу заниматься этим профессионально. Apropo, poate aflăm acum în premieră, Radu a cochetat și cu, și cu alte sporturi, a încercat deci, la vârsta de, când eram la vârsta 7-8 ani, deci paralel cu tenisul se ocupa și cu dansurile. Dansurile? Da, plus la asta, da, dansa, avea o fetiță interesantă și dansa un grup cu dansurile și plus la asta juca foarte bine basket. De fotbal nu mai vorbim, jucam fotbal în ogradă cu el așa. Și la un moment dat, când am decis la 8 ani că de acum e timpul să alegem un sport și anume basketul, nu l-am ales de ce, că poate statura era mică, dar poate e joc de echipă, am vrut să prefer un joc individual. Și de ce am decis să rămân în tenis? A fost o problemă mare cu grupa de dansuri, de ce că s-a desfințat această pereche de dansuri și am avut probleme și cu directoarea de școală și cu conducătoarea de clasă, de ce acest lucru s-a întâmplat, că a dansat cu fetița vice-directorul de școală. Vă scuzați, am fost la școală, am mărit situația, am început la 6 ani cu tenisul, și de ce mai departe ne ocupăm cu tenisul și nu vrem de acum cu dansul. Ne scuzați, asta s-a întâmplat și deci am decis numai un sport. Că dacă te ramifici mai multe domenii, nu se primește ce-ți dorește. Am citit și despre Federer la vârsta lui, el tot alerga la două secții, la secția de tenis, la secția de fotbal. Și la urmă a ajuns la 14-15 ani, a ales numai tenisul, de ce și noi atunci am decis să alegem numai tenisul. Au fost vreodată, nu știu, poate momente mai triste în cariera lui Radu în care să dorească să lase tenisul? Da, a fost, în cariera lui Radu a fost două momente de chestia. A fost un moment la 16 ani, am întors de la un turneu din Kiev, de la turneu de 16 ani, unde el pierduse la single în primul tur, dar la dublu pierduse finala. Finala unde câștigau 6-0, 4-0, adică și pe la urmă a pierdut în 3 seturi această finală și a venit acasă, nu mai vreau tenis, n-a fost la tenis undeva vreo lună, pe urmă pas cu pas, singur s-a reîntors la acest moment. Și a doilea moment, era așa o situație atunci la Federația de Tenis Republicii Moldova, că nu plecau echipele la cum acum dumneavoastră ați plecat la competiții europene, nu pleca atunci echipele Moldovei la competiții europene. Și am fost la niște turnee și n-am jucat prea bine. Și am venit acasă, tata nu se primește, nu mai vreau și undeva vreo câteva luni n-a jucat tenis. Dar pe urmă s-a reîntors singurel la acest lucru și mai departe nu mai fost așa cazuri. Deci începând de la 18 ani, de la 17 ani nu a fost așa cazuri, că se gândească să lasă tenisul, poate la alt sport se gândească. Deci a ales acest lucru, această profesie, zicem, această muncă grea și merge cu ea mai departe. Adriana, Vlad, pentru ca să le spuneți și telespectatorilor noștri și pentru fetițele care vă văd, cum vă motivați voi? Pentru că în viață și în cariera de sport nu întotdeauna câștigi, mai sunt și momente când trebuie să pierzi. Cum vă motivați ca să treceți pe fiecare partidă pierdută și să intrați pe teren în următorul meci, în următorul turneu, cu gândul că de această dată va fi totul bine și veți câștiga? Eu cred că fiecare sportiv care se ocupă adică cu orice sport, la o vârstă de 18 ani, cred că a avut momente când adică era un fel ca căzut, adică nu avea rezultate sau și fiecare, pare că fiecare se gândea, adică vreodată s-a gândit că trebuie să mă las, că nu se primește. Dar știți cum, dacă te ocupi de la 5 ani cu acest sport,
și apoi doar vreo 2-3 zile ai lipsit de la antrenamente și știți cum, parcă nu ajunge ceva. Adică îți dorești să te întorci și vrei să joci, pur și simplu că sunt emoțiile tale care tu le mereu le ai. Și eu cred că pur și simplu când câștigi, gustul acesta când câștigi, asta este ceva extraordinar. Și chiar când ești așa într-o stare foarte rea, mereu te gândești că eu totuși sper și eu totuși cred că săptămâna viitoare, că dacă și nu peste săptămână, peste lună, peste un an, eu o să mă ridic și acest gust de câștig o să fie a meu. Конечно же, у каждого спортсмена бывают спады, бывают моменты, где, допустим, нет результатов, но, конечно же, всегда приятно выигрывать, но не нужно падать духом, нужно работать над собой, и тогда все получится. Domnule Albot, în ultimul timp Radu practic a trecut de fiecare barieră și a dorit cu ceva timp în urmă în acele meciuri frumoase, fantastice de la Chișinău în Davis Cup și a dorit să ajungă în top 500, în top 400, 300. Practic în fiecare an a avut câte un obiectiv și a mers din bine în mai bine. Iată a ajuns și în top 100, chiar mai jos și de top 90 în acest moment. Și de Doamne până la finală de an să ajungă chiar și în top 70 sau 50, de ce nu. Cum reușește să se motiveze el? Pentru că este mai tot timpul plecat, nu este familia alături fizic. Sunteți în legătură directă, în continuu, prin rețelele de socializare și toată această tehnologie, dar mai tot timpul el este mai mult în afara țării, departe de casă. Cum reușește el să fie tare de caracter, să reziste la această competiție? Pentru că în top 100 nu mai este ca în primii 500, primii 700. Da, când participa la turneele, zicem, ITF de 10.000-15.000, spune tata, sunt un nivel de turnee care dacă vin 100 de jucători să joace la acest turnee, undeva 5-7-10 jucători sunt care se ocupă profesional, ceilalți sunt ca amatori. Când a început să joace de acum turnee Challenger, e o altă atârnare față de acest sport. Vin toți profesionali care toți vor să acumuleze puncte, vor să acumuleze, să facă performanță ca să se ridice cât mai sus în rating și în top. De ce? Începând, zicem, cu futures-urile, cu challenger-urile, pas cu pas, s-a pus un țel în viața lui ca să ridice cât mai sus, să ajungă în prima 100, chiar și v-aș ajungă în primii 60 a lumii. De ce? Și stăm la început de an sau când merge programarea turneului, stăm fiecare turneu și îl discutăm, unde se plece, unde va fi mai ușor, unde va fi poate mai ieftin, unde va fi poate mai bine. Și țelul principal, desigur, sunt turneele care pentru fiecare jucător este turneul de mare șlem, turneele de mare șlem și jocurile olimpice care acum s-a la care a plecat. Deci e și foarte important este ca la fiecare turneu, la fiecare meci să te concentrezi, să te pregătești cât mai bine ca să participi. Vreau să spun că dacă de pildă la un turneu de futures care juca înainte, fiecare venea și, mă rog, în câștigat, în pierdut, era o altă alternare. Aici fiecare jucător se stăre numai să câștige. Și fiecare meci nu e așa de ușor ca să-l câștige. Toți sunt tari, toți vor performanțe. Deci și prin asta, înainte de fiecare meci, privim video, analizăm adversarul care va fi, cum joacă, unde are lovituri mai bune, unde mai slabe, cum servește. Și prin aceasta el singur pe el se concentrează, se motivează și se pregătește la fiecare meci. Dincolo de faptul că sunteți și tată, și psiholog, și sponsor, practic sunteți și managerul lui, pentru că marii tenismeni au o echipă întreagă în spatele lor. Iată, dumneavoastră sunteți mai totul pentru Radu Albă, chiar și încercați împreună cu el să programați turnee. Da, asta e important, zicem, începând de la vârsta de 18-19 ani, care a început a juca turnee, ne stărim împreună să ne gândim la un program anual, cum va fi mai ușor. Și de ce? Dar sunt foarte multe turnee care trebuie să fie plecat și anume în Australia, în America, care ocupă foarte mult, zicem, timp în zbor.
De ce și dacă deci pleacă în Australia, se pregătesc să iei câteva, două, trei turnee pe continentul australian ca să joace acolo, să se climatizeze mai bine, să se pregătească. Fix așa e și istoria în America. După Jocuri Olimpice, acum va pleca direct în America, va avea o săptămână de pregătire în Miami, după aceea un turneu Winston-Salem, după asta turneul de Mare Șlem US Open, unde este calificat de acum pe tablou. Și în așa mod ne stărim să luăm un grup de turnee la rând ca să fie puțin mai ușor. Cine se ocupă la voi, Vlad, Adriana, de toată această traiectorie, de planificarea turneelor, de a vedea unde trebuie mai mulți bani, unde este mai departe, unde este mai aproape, unde să mergeți, unde să nu mergeți, cine vă ajută și cine vă coordonează? Și cine mai este totodată, să ne spuneți cine mai este în spatele vostru, ce antrenori vă antrenează, unde practicați, la care corturi din Chișinău? Deci, eu acum am antrenat la Școala Republicană din Moldova și cine stă în spatele nostru? Părinții și clar lucrul antrenorul. Eu, sincer, până acum am avut antrenor și planificam absolut tot cu el, toate turneele și ce depinde de bani, el vorbea cu tata. Dar acum, până când sunt singurică, doar cu familia care mă susține în căutare da. Și singură, încerc singur să-mi planific tot, adică toate turneele. Doar cercum, adică părinții nu sunt la un nivel care să mă ajute super tare, adică oricum eu, dacă am avut contact cu mai mulți antrenori, eu pot să stabilizez acest lucru. La tine, Vlada? Я занимаюсь тоже в республиканской школе тенниса. У меня есть два тренера, Юрий Горбан и Ольга Косик. В основном все турниры я планирую, конечно же, со своими родителями, так как они распределяют все финансы. Ну и, конечно, с тренерами, потому что они могут дать совет, где, куда лучше поехать, где я, на какое покрытие, где мне легче играть, и чтобы был результат. Anul 2016 îl putem declara în tenisul moldovenesc, practic, anului Radu Albot. Au urmat toate aceste urcări în clasament, recorduri după recorduri, atât la Roland Garros, a fost și la dublu în sezonul precedent, cât de bine a jucat de această dată la Wimbledon, ajungând în turul 2 și cu meciuri frumoase, chiar și la Roland Garros în acest an, la simplu, din nou acel meci atât de frumos, chiar dacă l-a pierdut, dar cât de frumos a jucat. Plus aceste trei turnee, practic, unul după altul, în Challenger. Este unul din cei mai frumoși ani pe care i-a avut Radu Alba. Da, la moment, zicem, performanța care le are în 2016, prima jumătate de an a fost o perioadă foarte grea, nu se primea nimic, pierdea de la orice turneu din primul tur și când a ieșit pe zgură, a început să primească tot lucrul care a fost făcut începând din decembrie până în luna aprilie. Deci, primul pas care a fost făcut s-a calificat la a trecut calificările la Roland Garros și a fost un meci foarte, foarte, foarte greu și foarte dificil cu Paire, care stă în primii 20 ale lumii, care a avut puțin șansă, dar a pierdut 5 seturi. Și după asta, pe acest val, a câștigat și un turneu în Germania de Challenger. Era turneul numărul 2 câștigat, deci a câștigat în 2012 încă un turneu în Uzbekistan și era foarte bucuros de acest turneu. Și zici, tata, vreau să-mi iau și o pauză puțin, dar mă duc să joc și Wimbledon. Wimbledon, sincer, vă spun, era pentru, adică mulți tenisiști din lume nu iubesc să joace pe iarbă. De ce? Că pe iarbă se joacă 2 sau 3 turnee pe an, se joacă mai mult pe zgură și pe hard, de ce? Și cam toți, mă rog, nu iau în serios. Așa și Radu în acest an, deci s-a jocat un meci acolo de calificări, două poate și, dar eu zic, tata zice, îți dorește-ți ca tu să treci calificările să fii pe tablou. E foarte important, zic, a fost anul acesta pe tablou principal la Australian Open, a fost pe tablou principal la Roland Garros, te califici pe tablou principal la Wimbledon și te calificași la US Open pe tablou principal. Deci trebuie să ai un cel. Bine, tata, bine. Și deci s-a concentrat foarte, foarte mult și meci cu meci, a trecut, zicem, poate nu o frică, dar poate un turneu care nu-l socotea turneul lui. Că să te califici pe tablou principal la Wimbledon e ceva extraordinar. Și vă spun de ce.
Calificările se joacă la altă bază. Este un teren de fotbal foarte mare, este împărțit în terenuri mici de tenis și se joacă acolo tenis. Dar când se joacă pe tabloul principal la Wimbledon, se joacă baza cei care este principală. Și acolo este o atmosferă și o emoție de nespus. Eu am fost cu el când era 18 ani, era în primii 11 lumii. El era atunci calificat pe tabloul principal la 18 ani și am fost și eu la baza cei Wimbledon. Și știu toată atmosfera. Este împreună în vestiariu cu Federer, cu Nadal și cu Djokovic, care stau lângă tine, își dă mâna cu tine, alături de tine discută diferite momente al tenisului și tu stai cu gura cascată și le privești. Deci asta foarte mult înseamnă și asta tot este, zicem, o atracție față de acest sport. Și când s-a calificat tabloul principal la Wimbledon, zic, uite, de ce nu? Un turneu care ție nu-ți place, un turneu care tu nu prea îl iubești, de ce tu încerci să treci un tur? Și e clar că în primul tur a fost foarte greu, a jucat cu un adversar din Portugalia, dar care era situația? Era timpul foarte ploios. Meciul începea, era un set, ploua. A doilea set, ploua. Deci era o atmosferă și încordată și grea. De ce? Până la urmă totuși s-a primit ce s-a primit. Turul 2, a putut să facă și turul 2 o performanță, dar zicem, adversarul stă în top 20 și a știut cum să în setul 4 că să schimbe jocul și poate Radu nu a rezistat, nu fizic, dar poate a rezistat moral. Și asta e important. După care a urmat din nou un trofeu. Da, după asta, zicem, tot cu așa, zicem, emoții care a fost la Wimbledon. Încă pe val. Da, pe val a plecat mai departe la un turneu în Uzbekistan și a câștigat următorul turneu în Uzbekistan. Deci, și, zicem, a avut performanțe mari. Dar vreau să vă spun că turneul care l-a câștigat acum săptămâna trecută în Praga, asta e un turneu care, nu în Praga, sorry, în Poznan, e un turneu care el venea spre el. Deci Poznan este un turneu de challenger care este ultimul turneu care punctele care le capiți se intră în cont la US Open. Și tot acest turneu stără să joace foarte bine ca să capite cât mai multe puncte ca să poți califica pe tabloul principal al US Open. De ce? Adă a fost anul trecut în finală, a pierdut în finală la Spaniol. Anul acesta a fost foarte pregătit și motivat ca să anume să capite aceste puncte, să câștige acest turneu, să califice la turneul de mare șlem la US Open. Apropo, dacă tot vorbim despre acest turneu de la Poznan, avem și o noutate creată de colegii noștri de la știrile Moldova Sport, să vedem care a fost rezultatul din această finală de la Poznan. Radu Albot continuă să adune trofee în acest an. Cel mai bun tenismen din Moldova s-a impus la turneul de tip Challenger de la Poznan, Polonia, dotat cu premii totale în valoare de peste 40.000 de dolari. În ultimul act al competiției, jucătorul nostru l-a învins pe belgianul Clement Gens, locul 264 în ierarhia mondială. Primul set a fost la discreția lui Albot, care a reușit break-ul în game-ul al cincelea și apoi a câștigat lejer cu 6-2. Adversarul său a jucat ceva mai bine în actul secund, dar tot moldoveanul a fost cel care a dictat soarta partidei, reușind să se impună la final cu 6-4. În urma acestui succes, Radu Albot va încasa 6.150 de euro și 90 de puncte ATP. Am revenit în studio, continuăm discuția despre tenisul moldovenesc, să trecem mai mult și la tenisul feminin. În ultimul timp avem rezultate frumoase și la tenisul feminin. Vdovenko, Perper, Ciobanu, iată fetele de la Under 18 aduc tot mai multe rezultate frumoase, ceea ce din păcate nu se întâmplă la băieți. Practic Radu Albăt a rămas cam singurul reprezentant în clasamentul mondial. Nici în primii 1000 practic nu mai regăsim pe nimeni, doar Andrei Ciumac care mai configurează deocamdată prin acel clasament. Și din păcate din spate nu vine nimeni. În schimb ne bucurăm de fete, iată, Perper, Vdovenko câștigă practic o dată la două săptămâni câte un turneu, fie la dublu, fie la simplu. Cum vedeți voi aceste rezultate ale fetelor mai mari? Noi ne bucurăm foarte mult, sincer, și adică eu sunt, adică prietenesc și cu Perper și Vdovenko și cu Ciobanu și ele sunt foarte bravo, mai ales Perper anul acesta și vara aceasta face ceva incredibil, câștigă tot la rând și sper, știți cum suntem noi mai tinerele, să le ajungem din spate.
Și aveți și alte colege, Detiuc, Iașcencu, dacă nu greșesc. Sunt și alte colege de ale voastre care tot sunt în clasamentul mondial. Da, adică și eu sunt în regulă mondial și Detiuc. Eu acum, noi acum doar, ea este primul număr al echipei noastre și am arătat un rezultat super bun pentru noi, deoarece de la 12 ani jucăm acest turneu, adică Summer Cup, vara, fiecare vară plecăm la acest turneu și mereu suntem foarte aproape de a ieși în finală și mereu perdeam. Și acum când a rămas ultima șansă, 18 ani, adică ultimul an, chiar înainte de turneu, așa am stat la o vorbă și spun, adică e timpul, adică ultima șansă. Și ne-am străduit foarte mult, a fost foarte greu, dar am reușit și mă bucur foarte mult. Vlad, cum privești tu aceste rezultate atât de bune ale senioarelor, Perter, Vdovencu în special? Nu, хочу сказать, что они большие молодцы, и я их поздравляю с данными результатами. Они очень много работали и наконец-то достигли результатов. То, что мы сейчас показали наши результаты, что мы вышли в финал, это, во-первых, для нас большая честь играть за нашу страну и представлять Молдавию на международных соревнованиях. Да, у нас очень много шансов было выйти в финал, но у нас в этот раз был какой-то такой боевой настрой, и в этот раз у нас получилось выиграть. Avem și un grupaj de știri despre ultimele rezultate ale fetelor noastre în turneul ITF. Anastasia Vdovencu a cucerit primul trofeu din acest an. Sportiva noastră a triumfat la turneul din categoria ITF Vrancea Trophy, care s-a desfășurat la Focșani, România. În finala competiției de peste Prut, Vdovencu a întâlnit-o pe românca Cristina Ene, jucătoare care era cotată cu a doua șansă la câștigarea trofeului. Moldoveanca și-a judecat primul set cu 7-5, iar apoi l-a cedat pe cel de-al doilea cu 4-6. Soarta finalei s-a decis în actul decisiv, acolo unde Anastasia a fost de neoprit și s-a impus cu 6-1. Pentru victoria obținută la acest turneu, Vdovencu a încasat un cec în valoare de $1,560. În competiția de dublu a turneului internațional de la Focșani, o altă jucătoare din Moldova a ajuns până în finală. Este vorba despre Daniela Ciobanu, care a făcut pereche cu franțuzoaica Cassandra Davesne, dar cele două jucătoare au cedat în fața favoritelor gazdelor, Georgeta Simion și Gabriela Talaba. După trofeele cucerite la Galați, Alexandra Perper continuă să impresioneze prin evoluția sa și la Iași. În semifinalele competiției de peste Prut, aceasta a trecut în 3 seturi de o altă jucătoare de noastră. Este vorba despre Anastasia Vdovencu, iar apoi în final a avut-o ca adversară pe Georgia Marchetti. Perper, în vârstă de 24 de ani, a avut nevoie de mai puțin de o oră pentru a se impune în 2 seturi în fața sportivei din Italia. Primul act s-a terminat cu 6-3 în favoarea jucătoarei noastre, iar în cel de-al doilea, moldoveanca a fost de neoprit și s-a impus cu 6-0. Acesta este al 5-lea trofeu cucerit de Alexandra Perper în această vară în România, după alte 4 adjudecate la Galați în luna iunie. Alexandra Perper și Anastasia Vdovencu au triumfat la turneul din categoria ITF de la Târgu Jiu, România, dotat cu premii totale în valoare de $10,000. După ce au eliminat în semifinale principalele favorite ale competiției, sportivele noastre s-au impus în marea finală în fața jucătoarelor din Statele Unite, Quinn Gleason și Melissa Kopinski. Perper și Vdovencu au avut nevoie de ceva mai mult de o oră pentru a se impune în 3 seturi, scor 1-6, 6-2, 10-8. În urma acestei victorii, moldovencele și-au trecut în palmares al doilea trofeu cucerit împreună în acest an, după cel de la Galați. Așa cum vorbea deja și Adriana Sosnovski, fetele noastre au participat la preliminarele campionatului european, să-i spunem așa, dacă vorbim în termeni fotbalistici, la Summer Cup, la Under 18, au adus rezultatul pe care cu toții îl așteptau de atâta timp, calificarea la turneul final care va avea loc în Spania. Cum a fost emoțiile și cum a fost fiecare partidă în această competiție, știind și voi că este ultima voastră șansă de a intra în faza finală? Noi am avut emoții foarte pozitive. Prima zi am jucat cu Belgia și am jucat chiar bine, să spun, și am câștigat eu 6-2-6-0 și la fel Anastasia Dituc a câștigat 6-3-6-2. Și la dublu am câștigat la fel ușor, 6-3-6-3. Și a doua zi a fost mult, mult mai emoțională, deoarece era
am jucat cu Marea Britanie și era deja pentru a ieși în finală aceste meciuri. Și eu, adică fiecare zi începeam meciurile și începutul a fost așa că pierdeam 7-6 și 2-4, adică 6-7 și 2-4. Și eram foarte dezamăgită în ceea că nu pot ajuta, adică nu pot lua primul punct pentru Moldova, pentru echipa mea, pentru toți. Eram foarte dezamăgită și în momentul acela, adică, într-atâta m-am lăsat, m-am simțit, am început să mă simt mult mai ușor și mai liber. Că știam, sau acum, sau gata, a trecut. Și mi s-a primit să câștig 6-4, 6-0. Și la fel, Anastasia Dituc a avut un meci extraordinar de greu. Primul set a câștigat 6-4, apoi a pierdut 2-6 și în a treilea set conducea 5-3 și a făcut 5-5. Am avut emoții foarte mari și mersi că am reușit. Vlada, cum vezi tu aceste lucruri, meciuri dramatice? Все страны, которые принимали участие в нашей зоне, ранее уже выходили в финал. Но для нас это был первый раз, и когда Настя Дитюк закончила играть свою одиночку против англичанки, и когда уже счет стал 2-0, и вот мы выиграли, мне кажется, первые полчаса мы были в таком состоянии шока, и только через полчаса, когда нам начали звонить друзья, родители, тренера, Марина Таубер, все члены федерации, когда нас начали поздравлять и говорить, что мы самые лучшие, только тогда мы поняли, что мы действительно выиграли, конечно же, мы очень были рады. Первый день, как Адриана сказала, матчи были легкими, мы, в принципе, быстро закончили, быстро выиграли все три игры. Во второй день все три матча были в трех сетах, были очень напряженными. В каждой игре была борьба, и мы с Адрианой закончили играть пару без 15-11. Сколько мы начали? 4, да? Да, 4, в 4 мы начали, закончили в 11 часов. И на следующий день было очень тяжело играть финал с итальянками, хотя этот матч, он в принципе ничего не решал, но для нас он все равно был важен. И мы очень-очень довольны нашим результатом. Да, очень много, сейчас мы приготовим для финала. Да, для финала мы плекаем в Испанию, по дате 16, 17 и 18 сентября, будет этот чемпионат. Cum vă pregătiți? Vreun cantonament la școala de tenis sau în altă Da, parte? Adică noi acum o așteptăm pe antrenoarea noastră, Olga Cosâf. Mult așteptată, mult iubită. O antrenoare cu multe performanțe, a fost cu multe performanțe, o femeie extraordinară. Și fără ajutorul ei, cred că n-ar fi fost așa un rezultat bun. Și eu cred că o să avem un cantonament acum înainte. Adică la începutul lui septembrie, înainte de Spania. Sper să ne pregătim foarte bine și să arătăm un rezultat mult așteptat. Я хочу сказать отдельное спасибо нашему капитану Ольге Ивановне, потому что она действительно сделала для нас очень многое. Она верила в нашу победу, она знала, какие сильные соперницы у нас будут. Но тем не менее она верила и поддерживала нас не только как тренер игроков, но и как женщина, то есть с женской стороны есть разные моменты, которые тренер-мужчина, он не совсем понимает. И Ольга Ивановна в этом плане просто супер. И в сентябре, когда у нас будет финал 16 по 17 сентября, я думаю, где-то за неделю, за полторы недели нам сделают какие-то сборы вместе с Настей Дитюк. И таким образом мы подготовимся к финалу. Avem și câteva fotografii cu fetele noastre care au fost la Summer Cup. O nouă veste încântătoare pentru tenisul moldovenesc, după ce Radu Albot a obținut calificarea la Olimpiada Națională Feminină de Junioare până la 18 ani, a produs o nouă surpriză. Jucătoarele din Moldova s-au calificat în premieră în faza finală a campionatului european. Echipa noastră, alcătuită din Anastasia Dediuc, Adriana Sosnovski și Vlada Medvedkov, a învins în runda preliminară reprezentativele Belgiei și a Marii Britanii. Rezultate care au fost decisive pentru obținerea calificării, chiar dacă s-a pierdut în ultimul meci cu Italia. Campionatul european rezervat tenismenilor sub 18 ani se va desfășura în perioada 16-18 septembrie în Spania. D
dincolo de toate aceste susțineri pe care le au sportivele noastre și sportivii noștri din partea părinților, mai sunt și un suport financiar și logistic și nu știu de altă natură din partea statului, în ultimul timp tot mai considerabil. Și în special din partea Federației de Tenis din Republica Moldova. Voi simțiți ajutorul din partea Federației? Cum se comportă domnișoara Marina Tauber cu voi, antrenorii, stafful Federației, nu știu, Mariana Erhan și cine mai este pe acolo? Este o conlucrare frumoasă ca să simțiți că familia tenisului este unită și consolidată? Domnul. Da, vreau să spun în primul rând de turneele care sunt la nivel de țară. Este vorba despre Cupa Davis și la un moment dat și performanța aceasta la Jocurile Olimpice din Rio de Janeiro. Deci la Cupa Davis când pleacă echipa este foarte bine pregătită, începând deci, așa, de la A până la ea. Este în primul rând tot echipamentul este procurat, fiecare jucător este îmbrăcat, pregătit, cu tot ce necesar. Foarte mari cheltuieli și sunt pentru de transport care mergem încolo. De pildă a fost ultima oară în Tallinn, unde a fost foarte costisitor și transport, avionul și cazarea. În schimb, Federația de Tenis a făcut tot posibil ca jucătorii noștri să joace foarte bine și n-a ajuns și nouă puțin, a pierdut Radu ultimul meci cu Estonia și nu ne-am putut să ne calificăm, să revenim iar în grupa a doua mondială. Dar mă rog, cred că și băieții an cu an mai mici să ridica performanțele sale și vom avea și noi o echipă foarte tare la Cupa Davis și ne mai întoarcem în grupa a doua mondială și de ce nu în grupa a întâi și poate în grupa de aur a mondială a tenisului în lume. Ce e legat de Jocurile Olimpice, deci când am primit acest anunț că Radu pleacă încolo, Federația de Tenis în frunte cu prezidentul Marina Tauber, nu că n-a dormit noaptea, a avut foarte mari emoții și Radu venise tamand de la turneu din Cehia, venise duminică seara la ora 7. Am fost întâlnit în aeroport, am plecat la federație, am stat acolo undeva o oră jumate, am pus toate chestiile locale, de biletul cum se plece în Rio de Janeiro, ca să fie pentru el cât mai repede și cât mai bun zbor. A fost procurat el un bilet de business class ca să fie ușor, ca să nu simt această oboseală care de 20 de ore... Și așa venea obosit după turneu. Da, așa venea. A venit practic duminică seara și marți dimineața a plecat, a stat o singură zi acasă. În această zi am avut, vreau să vă spun, câteva întâlniri foarte importante. Dumneavoastră ați văzut mai în față cu ministrul sportului. Am fost la Comitetul Olimpic unde a fost echipat din cap până în picioare, zicem, am primit tot echipamentul echipii Moldova, care va fi acolo la Rio, simbolurile echipii Moldova de la Rio de Janeiro. Am avut întâlniri cu ministrul afacerilor interne, care tot a dat lui Radu un impuls de pozitiv ca să participe la jocurile acestea. Ne-am întâlnit seara încă o dată cu prezidentul Federației de Tenis, cu Marina Tauber, unde am primit și asigurare, am primit și tot necesar, toate telefoanele, cum să fim întâlniți în Rio de Janeiro, să primim această acreditare. Dar acolo, știți, e un aeroport foarte mare și fără acreditare nu poți să ne mergi în zicem, lagărul olimpic, oricum se numește, satul olimpic. Deci a fost întâlnit acolo de reprezentanții Comitetului Olimpic, a fost dus că era 8 seara, la noi era 2 de noapte. A fost întâlnit, dus acolo, desigur cazat, la ora 2 am scris, tata, tot normal, am ajuns, am fost întâlnit, am fost neplasat la satul olimpic, e tot super, tot e bine. Sunt cazat într-o cameră de două paturi, unde e foarte bine, e curat, e super și mă pregătesc zi cu zi, adică începând de azi, ca să pot participa cât de cât la Jocurile Olimpice. E puțin timp diferență de 6 ore și puțin timp de aclimatizare și este și o atitudine încă în înălțime, unde mingea zboară puțin mai rapid. Și dacă Radu vine la turnee pe zgură, aici este un turneu pe hard, deci e și altfel mingele sar. Asta e foarte important. Deci ne străduim cât de cât să fim pregătiți către primul meci.
Fetele, cum simțiți voi suportul federației și cât de aproape este federația față de voi, de echipă? Unele dintre voi ați fost prezente și la Fed Cup pentru echipa națională a Republicii Moldova și acum la Summer Cup. Ce depinde de Fed Cup, sunt foarte mulțumită și de rezultat care l-am arătat și de tot cum ne-am întâlnit și din partea federației a fost totul organizat și foarte frumos. Clar lucru că noi nu avem la moment dat așa rezultate ca Radu Albăt, dar sper să avem. Dar clar lucru că federația ne ajută cu careva deplasări, cu careva turnee, ce depinde care le jucăm pentru Moldova. Dar oricum, adică sper să se dezvolte tenisul la noi în țară un pic mai bine și oricum așteptăm cu cât mai mult ajutor din partea federației și asta. Da. Федерация для нас действительно многое делает. Что я хочу сказать? Я хочу сказать огромное спасибо за то, что они нас отправили на командную Европу за 5 дней, и у нас была возможность адаптироваться. Мы провели отличный тренировочный процесс, и благодаря этому мы показали результат. Я думаю, что на каждый турнир было бы неплохо отправлять за несколько дней, чтобы можно было действительно нормально подготовиться и отлично сыграть. Și că suntem deja practic pe finalul emisiunii, să vorbim puțin și despre tenisul internațional. S-a disputat nu de mult deja și turneile Rogers Cup la băieți și la fete. La feminin s-a impus Halep. Care sunt favoritele voastre în tenisul mondial? Ca cine ați dori să ajungeți sau pe cine copiați, încercați să luați unele lovituri, tehnici, tactici? Sincer, de mică când eram, adică mereu tot îmi spuneau că Sharapova, dar cu vârsta, adică am crescut și a trecut, adică dragostea asta de un idol. Și la moment, adică deja îmi place, știți cum joacă un jucător din dreapta, cum joacă alt jucător din stânga și sunt mai mulți favoriți și sincer și adică clar lucru cu prima în lume, mereu este un idol și un exemplu foarte clar și mereu te trebuie să ajungi aproape de ea. Vlada, ca cine tind să ajungi? Nu, лично мне очень нравится, как играет Анна Иванович. Мне просто нравится, как она выглядит и внешне, и ее поведение на корте. Для меня, скажем так, она такой идеал. Да. Domnule Albăt, care este favoritul lui Radu Albăt? Are mai mulți favoriți. Îi place și de Roger Federer și de Ferrer, care are un stil aproape ca la Radu, adică Radu are un stil ca la el, de zgură. Deci mai mult de ei îi place. Era Corjan, un francez care de acum nu mai joacă, dar asta este idolul lui principal. Era și Marat Safin, care era o vedetă foarte, adică bună pentru el. Dar peste un an, doi, deja nu va mai trebui să aibă un idol, va fi el deja idol pentru Știți care e situația? E clar că sunt foarte bucuros că Radu este primul în țară, stăm în top 100 a lumii, dar i-aș vrea ca să fie o concurenție în țară, ca să fie mai mulți de acești jucători ca Radu. Ca Radu să aibă, simtă și el că din spate vin jucători care nu îl lasă pur și simplu pe el să fie primul și vreau să-l ajungă, vreau să fie ca el și chiar mai bine ca el. Deci aș dori la toți copiii noștri, aș dori la toți amatorii de tenis ca să se străduie, să ajute copiii, să avem niște sponsori adiacenți, ca să ajute copiii să ridicăm la nivel cât mai înalt și în țară și în lume. Pentru că vorbim despre tenisul internațional, să vedem cum s-a impus Simona Halep la Montreal. Românca Simona Halep a urcat două poziții de pe 5 pe 3 în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis, după ce a câștigat turneul WTA de la Montreal. În finală, jucătoarea de peste prut a dispus de americanca Madison Keys în două seturi, scor 7-6, 6-3. Simona a cucerit al treilea titlu din acest an, după cel de la Madrid și București și al 14-lea din carieră. Halep s-a apropiat la circa 800 de puncte de germanca Angelique Kerber, care ocupă poziția secundă în clasamentul mondial, în timp ce lider este în continuare americanca Serena Williams.
Am ajuns la finalul ediției de astăzi. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență. Vă mai felicităm încă o dată atât pe voi, fetele, care ne-ați adus bucuria calificării la Summer Cup în runda finală din Spania, că ne-ați reprezentat cu bine și la Fed Cup. Vă dorim mult succes în continuare, să ajungeți și voi în turneele ITF, să aduceți acasă trofee, ca la știrile Moldova Sport și la emisiunile noastre să putem vorbi despre voi. Și felicitări din întreaga țară, domnule Albot, pentru această calificare fantastică a lui Radu Albot la Jocurile Olimpice, calificat deja pe tabloul principal la următorul Grand Slam. Ne pregătim de Grand Slam-ul și din Australia și să fie un an 2017 deja, unul în care să-l regăsim prin top 50. Da, mersi mult. Vreau să mulțumesc din partea lui Radu și dumneavoastră personal și această emisiune care promovează tenisul și ne iubiți și pe noi așa cum trebuie să fie. Da, în special la gala Moldova Sport, ediția 2015, Radu Albot a fost desemnat cel mai bun sportiv al anului. Cel mai bun sportiv al anului, unde vă mulțumesc foarte mult pentru susținerea anume dumneavoastră și toate echipei dumneavoastră. Vă mulțumim. Super, și multe felicitări. Mulțumim mult pentru. Vă mulțumim și vouă, dragi telespectatori, că ați ales încă o dată să fiți alături de noi la Ecoul Sportului. Nu schimbați canalul, rămâneți în continuare alături de Moldova Sport. La revedere!